Eu am văzut că drumul ăsta practic, este blocat de mai mulți par de țeavă. Și o inscripție: Stop, proprietate privată. Proprietate privată pe un drum public. Ăsta este, este drumul prin care eu și ceilalți proprietari de pământuri de partea a bucății respective, ar trebui să ne deservim. Ați văzut, domnul Ovidiu, că a mers pe proprietățile altor oameni ca să pot să ajung eu la livadă și la animale să le pot da apă și mâncare. Un tip, un domn, Traian Popa se numește, a cumpărat, dar a cumpărat și drumul, drumul comunal, se pare, și la barat, prin acești pari, invocând că este proprietate privată, fără să aibă tabulare și după câte se pare autoritățile locale, le este frică să intervină pentru că a montat au lăsat acea mașină aici, cu o cameră alimentată probabil la priza de la, de la bricheta mașinii, să filmeze dacă cineva îi, știu eu, îi afectează bunul, dacă este bunul lui, probabil că stâlpul de fier este într-adevăr bunul lui, dar drumul este drum public din generație în generație pe care leagă două localități care leagă două comune, două comune, comuna Bălușeni, localitatea bălușenii Noi cu uh, comuna Sulița, satul Sulița.